Se fac pregătiri. Mergem, te știu, apasă la minus 1. Mergem să luăm Spider-ul. Ca să mergem să luăm V-class-ul. Anchiriază un V-class. Uitați și plicul cu bănuț acolo, de ăla e sadadarul la V-class. Și hai să ne vedem de la mașină. Ne porni săracul de o grămadă de timp, pentru că am stat numai pe păduri. Mi-era dor să-i audă așa motorul, un cold start pe cinste. Și am plecat, stați așa. Să face ultimul drum către V-class. Ultimul drum. Ultimul drum la V-class. Hai la V-class. Ia uite-l. Ia uite-l. Ai uitat cheia? Ce frumos claxonează. Am închis-o. Mamă, ai lăsat-o descuiată. Nu. Ia vedeți aici. Și trebuie să mai vină și Rareș cu Larisa. Și aici avem doar GoPro-uri. Aici câteva hăinuțe. Așa suntem, eu mi-am luat tocurile astea, că știți că așa îmi place să plec. Daniel la volan. Elegant. Ia uite cârligul ăsta, să luăm ATV-urile pe el. Ia și apas la minerală. Și ghiozdanul cu laptopul lasă îl iau în față. Adică ăsta. Îl țin în față, că noi suntem în față ca patronii. Ne-am întâlnit și cu Rareș și cu Larisa. Uitați cu ce a venit Rareș. Hai că Larisa e normal, a venit cu trollerul la mare de acolo. Dar Rareș a luat și stative. N-a luat boxele, avem o cântare, avem un botez acolo și o zi de naștere. Un majorat. Și ne chinuim aici să nu spargem luneta asta. Luneta vezi că e scumpă, Dane. Stai că nu știu ce e aici, mă, poate. Ce aveți aici, e pisica? Gata, creier mâncați atâta, numai dacă să țină ăsta. Stai mă la un loc, mai avem multe zbogă. Hai că Dan știe dacă e. I-am zis lui Dan, bă, ia-ți bă ochelar, că bă, grici ai mult soare. Ia uite. Zici că ești cyborg. Cyborg? Arăți bine, mă, frate. Arău bine. Să lungi de porumbul, te duci pe plajă cu ăștia, știi cum ești, zici că ești hăț, Johnule. Prima oprire în drumul nostru spre Giurgiu, că ieșim pe la Ruse, ieșim pe la Ruse, nu? Pe la Ruse. Pe la Ruse. Și mergem și noi la sandwich, nu mai mâncăm sandwich, că am mâncat cât o sălățică. Ce ha, intri. Așa și îi dăm pe la baie, că avem de la niște bani de acolo. Mergem de câțiva kilometri buni și uite asta vedem, tigruri. Mi se pare bătaie de joc, dar luna asta, ia uite, mună. Te pup și te respect. Știți că nu e bună când te lași la ATV-uri și te duci în Grecia și dai tot de urs. Să mă uită și nenea la mine. Ia uite ursul, tată. Nu mai scăpăm de urci. Hai, te dăm înainte aici, la Republica Bulgariană. Am oprit să facem primul nostru full în Bulgaria. Am luat Dan câte o cafeluță de aici, de la KK1. Facem reconfigurarea cu bagajele ca să putem da scaunele din spate, de pe ultimul row, așa mai în spate. Țărău? Sau așa mergi tu? Mai avem puțin și ieșim din Bulgaria către Grecia. În spate, ce să vă zic, e jale. Nu e un oi deschis, în afară de al Andratei, până și Dănuț doarme. Am stat la vama Bulgariei cu Grecia 15 secunde, de ce mă întrebați? Liber ca pasărea cerului. S-a făcut al doilea full de când am plecat din București. Unde suntem aici? Calismera, Calispera. Deci acolo sunt, speram să fim la cazare, dar nu suntem la cazare. Suntem la combustibil. Norocul nostru este că a plătit Dan tot până acum și a zis că pune pe grup pentru toată lumea. Numai că eu am ieșit de pe grup, tot pentru toată lumea. Au, ce supărat e. Da, mă, liniștim, mă, că nu-ți dau banii. Dragilor, am călcat pe un Hobbit și uitați ce am pățit, mi s-a umflat piciorul. Ciudat că mi s-a umflat mai mult cel drept. Puteți să faceți și voi așa? Am reușit să luăm vaporul la ora 1. De regulă aveam la ora 3
ce am reușit să luăm mai devreme. Asta e un lucru foarte bun, că ajungem mai repede la TV-uri, la achirierea lor, să spun. La magazin, în cea mai mare parte am venit pentru Pepsi Twist, pentru că Goguchi filmează din nou ceva super cool. O să vedeți pe Instagram ceva cu Pepsi Twist. Și mâncărică, grătărel, un alta, dănuț, iau ce împinge. Împunge căruțul, tată, ia uite pe oroare și cheamă. Ce bă, samănas? Ori s-au prins cărbunii ăștia, ori nu știu ce se întâmplă, dar sunt 41 de grade, 0 afară. Dănuț nu mai poate, suntem cu haierul maxim. Ia uite ce acolo. Și ce, cum se numește aia de pe frunte? Trudă, frate. Trudă. Cu ce se drege truda? Se drege cu berică rece, nu? Haideți, ne vedem de la TV-uri, credeți că zic berică? Hai că dacă este, ne-am teleportat și noi așa într-o fracțiune de secundă la noua noastră vilă pentru o săptămână. Am parcat mașinuța aici. Vă dați seama că am cărat la bagaje de ne-a venit acru în gură. Hai să dăm așa pe white. Și să vă prezint așa rapid. Aici avem intrarea sub piscină, pentru că da, avem piscină, Infinity Pool. Se urcă frumușani pe aici. Avem ușa acolo care duce tot în casă. Intrarea în casă, mini bucătărie, o băieță aici, o cameră aici, nu este camera noastră. Pe aici se iese la piscină, respectiv la domnul DJ. Ui, cum te cheamă, să știe lui? Dipleco. Dipleco. Vă pupă și vă respectă și muzică vă bagă. Băgăm muzică pentru Dănuț, care Dănuț trăiește periculos la limita edge-ului. Ce ai găsit, mă, caise? Ia uite caisul, doamne, ia uite. Și asta este piscina. Și cel mai important loc de aici, barbecue, pentru că aici o să ne facem viață, aici o să ne facem pizza. Ia uite routerul Wi-Fi unde e. Mai avem un dușulescu aici, cred că aici ne vom spăla cu toții, băieții mai ales, că nu așa ne place. Și aici este camera noastră cu view-ul ăsta. Ia vedeți aici view. Nu stăm rău deloc pe view. Hai să vedem dacă găsesc vreo bărcuță pentru voi. Și-a plecat. Și-a plecat. Girls being girls. Noroc, cheers, una alta, Doamne ajută, vacanță frumoasă. Dănuț e un pic mai loco așa. Ciolo, ciolo, mai ciolo. Mai ciolo. Mai ciolo, mai... Mai ciolo, scuză-mă. Eu vorbesc cu gura plină. Mănânc niște miere. Rărășică. A plecat. Vlogul de noapte se încarcă chiar acolo. Ioni. Hola, mami, que guapa. Ia uziți foca, bă, hai! Oh my god, foca marină pe Grecia! Ce-a fost asta? Căprioară! Hai, Dan, ne arăți cum sar tu? Ia uite! Dan Popovic, la balon! Uite, un picior! Ce ești, ce să sară mai mare? Cine să sară mai mare de trebuie? A stat în nas, ia! E competiție aici între Dan și Rareș, ia să vedem. Foarte bine! Mai avem aici un interpret, ia să vedem. Wow! Ai băgat mâna în priză, băi! Dimineața cu spor la cafeluț. Toată lumea este gata pentru sunset. Ia uitați aici. Cafeluța la toată lumea. Ați venit să veniți sunset-ul? Sta Daviu. Hai, tata, la sunset in the sky diamond. Ia uite. Hai să vă arăt moțul soarelui. Ia uite. Hai să vă arăt. Dronelis. Hai în aer. We'll be right back.
plecat de la cazare, mergem la plajă și vreau să vă spunem că această mașină, cum am pornit-o, ne-a dat eroare de coolant, asta pentru că a fost parcată toată noaptea așa. Credem noi, am verificat coolant-ul și avem acolo suc, avem tot ce trebuie, îi dăm înainte, coolant de unde, că pe noi ne interesează să fie coolant în, în ATV-uri, nu în mașină. Mașina merge oricum, plus că na, nu e aludănuț, e închiriată, ce contează, nu-i așa, mă? Hai să vedem dacă avem frâne pe aici. Da, bă, nu prea avem frâne, să știți, adică pedala e, dar când apeși, când apeși nu pune frână. Uite-te ATV-ul, tată! Ne-am oprit random aici, s-a dat gogucii jos repede de mașină, am negociat cu omul, ne-a lăsat și la bănuți. Pentru cei curioși, ne-au dat cu 50 de euro pe zi, timp de 6 zile, ăsta e al lui Dan, ăla e al lui Rareș și l-am luat pe acela verde mai șmecher. Băieți, aici tot la negocieri? Da, și-a plecat. Dan e mor de supărat că am luat eu ATV-ul la verde. Bă, nu mai fi mă supărat, mă, că ți-l dau și ți-o tură. Hai să vă arăt. Ăsta e al lui Dan sau al lui Rareș? Ăsta e al lui Dan sau al lui Rareș? Nu contează pentru că sunt identice. Și al meu este acesta. Este un CF Moto 450L. Astea sunt tot 450L, dar ăsta este noul model, să zic așa. Cu număr pe față, frumos. Ia uite, sexy, damn it. Da, abia aștept. O să ne vedem, oricum mergem acum la plajă, că nu le luăm în momentul acesta, le luăm mai pe seară, mai târziu. Mergem și noi la aer, că așa am apucat să plecăm la plajă. Panacotăm o plajă, stăm și noi pe plajă acolo frumos, ne distrăm una alta și venim mai târziu să le luăm. Le-am achitat. Băiatul ăsta e foarte de treabă. Și n-am luat de aici, uitați, Alex Rentals. Să vedem cât de bune sunt acum, Ana, că contează să faci revizie, să faci una alta. Am venit la Banana Beach. Cu ne place nouă să ne dăm pe banane. Aici se mănâncă foarte bine, să știți, anul trecut chiar am mâncat bine. Poate ne dăm în daia, așa, ia uite. Rare, și te dai un pergolă de-aia sau cum se numește? În banană. În banană te dai? Și-o la fel, tată. Uite, curatele. Uitați-vă cum mi se mișcă roata după față la TV-ul ăsta. Băi, frate, bine. Ăsta o să-i cadă roata în fața noastră. Față stânga, ia uite. Cum îi spune, frate? Mă rog, am terminat cu plaja, mergem să luăm și noi ATV-urile la o dată, că nu mai putem, toți dragii pe noi. Salut! Asta sunt eu cu casca din Grecia. Să vedem cum naiba o să montăm GoPro pe căștile astea, pentru că noi de regulă, știți, îl montăm aici. Vedem cum facem, unde naiba îl pun, găsim noi o soluție. Și, repet, acesta este al meu. Acum e Andrada ATV-ul lui Dan, pentru că trebuie să mergem să le alimentăm. Ni l-au dat băieții ăștia goale, deci n-au nimic în ele. Și rare și la fel, furia asta portocalie. Astea două sunt la fel. De fapt, și ăla e la fel, numai că e un fel de facelift, e modelul mai nou. Dar trage fix ca asta, poate chiar o leacă mai bine, cer scuze. Am ajuns la cazare și facem dezbatere pentru că s-a pierdut ce vedeți aici pe ecran, plus alte accesorii. Deci da, am pierdut drona, asta este. Voiam să împărtășesc asta cu voi. Haideți că am băut fiecare câte două berici, bine, rare și a băut și un pahar de rom. Am uitat de dronă, ne aducem aminte de GoPro-uri. Avem aceste, să zicem, piept de pui, piept de rasă, piept de pește. Am sărit câte un rând în piscină, acolo, în cap, Rareș cu pricina aici, a sărit peste piscină și ne-a și adus și invitați, de-abia îi așteptăm. Am pregătit boxele acolo pentru că omul bagă muzică și numai că bagă muzică, o și cântă și nu numai că o cântă, o și dansează. Bă, dar chiar băgăm boxele acum? Am o zi. Bine. Da, da. Și Dani cu manevrare aici. Ia uză. Ne-a plăcut foarte mult carnea aia. A făcut aseară o carne de... Hai de capul meu! Să stopea cariile, mă, mâncați aș gurata, ceva bun rău de tot. Ziua 3 din Grecia. Vine cu veștile proaste, Dan calculează ce s-a cheltuit ieri. Drona n-a pus-o, împărțită la 3. Rare și panicat, nu mai poate. Încă n-a apărut, din păcate. Am crezut că am visat prost, dar n-am visat prost. Am visat deștept. Merge să găsim drona. Merge să găsim drona. Și vom găsi drona. Ne-am luat tot ce trebuie, arbaletă, ne-am consumat armată, avem darea de mâzgălit așa pe oichi, a luat Dan cerneală. Ce-am mai luat, mă, zic, cine mai trebuie ca să recupereze o dronă? Plasă de aia de stele, de arunci în aer. Am luat spray de la sub braț să dăm pe elice, să nu mai zboare. Credem. Vă ținem la curent, avem a treia TV-uri acolo jos, ne așteaptă. Am luat un pacearâs, vă povestesc imediat. Nu știu ce i-au făcut, dar cred că i-au limitat și râsurile de la meloc. Gata, fraților, ne-am mutat pe GoPro. Dă-i, te rog frumos, stai liniștit. Ca să luăm noi praf de la două TV-uri.
Am montat GoPro-ul deasupra căștii, vă o să vă arăt eu într-un cadru. Nu văd nimic în față. Trebuie să stau așa cu capul o leacă îndoit să văd în față. Dar orice, pentru contentul de calitate și pentru inimioarele voastre, pentru că zbur vlog din Grecia. Sperăm și că se aude, pentru că nu avem căști full face. Avem căști din alea paceară, surdele, nu le suport. Ia uite, sunt blană. Deci nu știu ce le face ATV-urilor, dar bătaie de joc e foarte puțin spus. Se simt ciudat ATV-urile față de alea noastre din România. Și când pui frână și când, nu știu, îi face foarte urât când pui frână, îngheață roțile de pe spate, chiar dacă pui frână ușurel. Mamă, cine a făcut. Hai da! Proaca asta ordinară, frate. E mai rău prapul din Grecia decât ăla de România. Acum mergem înapoi la Banana Beach, lăsăm fetele la plajă, mă rog. Noi băieții mergem la Banana Beach, la restaurant, să încerc să-mi recuperez drona. Pentru cei curioși, aveam, din păcate, un DJI Mini 4 Pro cu full bundle. Adică era modelul la full, cu baterii, cu încărcătoare de mai multe baterii, cu carduri. Aveam vreo două sau chiar trei carduri de 1 tera, cel mai rapid de pe piață. Aveam filtre ND, unele dintre cele mai scumpe de pe piață, mort de supărat. De ce mă întrebați? Să sperăm că o recuperez, dacă nu, va trebui să facem achiziție nouă, din păcate. Și tot din păcate se mai întâmplă și chestii de-astea. Vă dați seama că nu îmi stric vacanța din Grecia pentru treaba asta, sub nicio formă. Că o leacă de pantă, hai da! 72 75. Chiar și pe viraje se simte foarte nașpa. Ori ne-am obișnuit noi cu alea de 1000, cu distanțiere, foarte instabil. Ce stroacele astea lăsă, cazanele astea muzică. Asta spuneam și eu, frate, sunt muci. Sunt nu muci, e puțin spus. Hai pe drum drept. Cazane, cazane, dar ia uite aici cazanele Dunării, mâncați. Ia uite. Ada! Hai de nuț! Dar mama lor, oh, oh. E rău că nu știm vreun veric ceva pe aici în Greci, să ne le codeze o leac. Ne facem un stage așa rapid, niște distanțiere și o zi înainte de plecare să mergem să le dăm înapoi. Ha, băga mea și picioarele. Bă, ce prost am fost. Am locația pe ceas, nu știu dacă vedeți, Google Maps, pe Galaxy Watch. Apasă pe frâna de picior și zmuși de ăsta spre nu. 3, 2, 1 și... Ține frâna. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ai dat o fâlă pe căbărâre, nu? Da, am oprit motorul și a rămas în H și s-a dus în față și n-am mai putut să se pornește doar în neutru asta. După cum vedeți, a pus o placă cu niște șuruburi ca să nu poți să-i dai L. Iar aici, la fel, i-a băgat șurub, frate. Probabil vin mulți low IQ-uri și merg cu el diferențialul blocat în el, Dumnezeu știe, na, că nu tot știu. Când pui frână la ăsta, trebuie să-i faci mai multe presăți. E foarte ciudat, deci chiar e foarte ciudat. Mama, deci deja m-au rupt ochelarii, casca, apasă, nu văd nimic, GoPro-ul ăsta, pică fix între ochi.
Microfonul de fapt e pus într-o ureche mai mult decât în gură. Oricum nu cred că se vorbesc degeaba, nu cred că se aude nimic. Asta sunt niște cazea neobosite, deja mă dor degetele. Nu știu ce lor face, cred că le taie cai. Au mulți. Are frână și pe stânga, uitați-vă la frână asta, eu nu pot să faci nimic. Asta aici e sănătate. Calismera, calispera. E nașpa că sunt blocate și codate și Dumnezeu știe ce le-au făcut, bă, frate, bă, că nu simți așa că n-au putere, mai ales de jos, a luat foarte mult din cuplu de jos. Probabil și acolo probleme cu cei care închiriază, să spunem așa. S-or fi dat peste cap cu ele, dar e cam greu te dai cu CF Moto de 425 când ai mai ales. Noi am vrut să închiriem ceva mai mare și guess what? Nimic! Cam cele mai mari ATV-uri. Anul trecut reușisem să luăm de 520-525 parcă. Și eu l-am avut pe acela și mă făcea un 450 sau cât era, 450, da. Asta e de 450, corect. Și anul trecut eu am avut de 525 și mă făcea 450. Deci cu siguranță eu umbla pe la ele. Noi am fi vrut ceva de 1000, dar ci că nu găsești pe nicăieri de 1000. Și dacă ai găsi iar, le găsești cu downgrade, cu chestii blocate, să nu poți dai el, să nu poți să dai 4x4, că nici la asta nu poți dai 4x4. Ieri, după ce le-am închiriat și am mers spre vilă, ce vorbești, nu, abia mă trăgea pe aici. Nu știu dacă mi-a luat 55 la oră. Dar repet, acest lucru, adică ATV-urile astea nu sunt așa de fabrică, ele sunt doar, aoleu, mamă, ce greu să virează. Sunt făcute așa de către cei care închiriază. Și n-a face sens, că probabil și eu aș face la fel. Mai avem aici view. Superb. Ieri în drumul nostru spre casă am văzut un iacht, nu știu, câteva milioane de euro bune. Și următorul viraj ne-am dat seama care steagul României pe el. Hai să ne cerem scuze. Bravo, România! Bravo! Eu dacă aș avea ATV rental aici, în Grecia, le-aș pune distanțiere în prima zi. Să le faci mai stabile, frate. Și plecarea de pe loc e destul de nașpa. Îmi cuplează cureaua. Face... Ciu-i, mă, ciu-o, bă. Să știți că față de al meu, sau mai bine zis al nostru de acasă, astea par trotinete, frate. Deci, nici n-are rost să le compari, adică n-are niciun rost. Gogu cred că e foarte concentrat, nu gesticulează cum gesticulează el normal, adică nu vorbește, cred că e frică, se ține tare de coarne, că n-avem nici servo, nici nimic. Hai să-i dăm o leacă, să-l cingem. Bă, uite-l pe ăsta, mă, ce vorbești, mă, tăiați-le, mă, de-le n-ai, mă, le curbe. Hai da, gata, cu 36, 38, 39, 40, 45, ia vedeți, 50 la oră, frate, deci de-abia prinde viteză, bă, o urcare, mucus sălbaticus, covărâre, 60, să rămână, arătăm, zici că suntem cyborg cu GoPro-urile astea așa. Avem aici o plajă. Mamă, aici trebuie să ajutăm ATV-ul. Noi anul trecut am explorat Grecia foarte mult pe dealuri, pe munți, pe așa mai departe. Nu știu dacă mai pot anul ăsta. Am nimerit niște ATV-uri foarte slow. Bună ziua! Ia uite-l! Bă, sunt blană! Blană! 30 la oră, frate! Uite-ai panta, suntem accelerat blană și scade viteza. Curba la 90, ia să vedem. Dar n-am emoții că nu mi-ar urca aici. Hai să vedem, sunt full, full gaz, mă, full gaz. Hai da, hai da, hai da. 55, 60, 60, am luat 60, 62, 63, 65. Ce vorbești, om? Full gaz! Incredibil, frate, ce l-au făcut, ce-au făcut jos de ele. Trebuie să ajungi acolo, în colțul ăla. Bă, fraților, bă, în 34 de ani n-am pierdut nimic, n-am pierdut chei, sunt super atent, super organizat. Îmi așez lucrurile, nu le las la îndala.
Uitați-vă că la 34 de ani mi-am uitat drona la restaurantul unde am mâncat. Deci nu, mai mult asta s-a supărat. S-a supărat pe mine și pe omenirea asta, că am sunat la restaurant aseară, a zis că it's already sold. Hai, hai ce să lași. Vezi, eu îmi crez niște așteptări ca și cum toată lumea e ca mine, că e ca noi, ca prietenii mei, dar nu. Aha! Da! Bă, bă, că te-am lăsat eu. Calmează-te. 72! 74! 76! Îl iau! Îl iau! Mamă, ce spate a rămas rare! Trebuie și că ne cere scuze, bă, pe noi ne mai ia valul! Ne mai ia valul, ui! Foarte multe Toyota și Nissan-uri, uite, de genul așa vechi, mi s-a pus pe una... Am găsit una singură toată România la vânzare și e peste 20.000 de euro. Mi-ar plăcea mult de tot o cameretă de-ați așa vechi. Să-ți fă clasic, tată. Anul trecut am urcat cu Rareș acolo sus. Are un munte mic, dar cu acele astea a fost ceva râu. Off-road, evident, nu pe asfalt. M-am urcat pe mine, bun. Pau. De suspensie, zero. Foarte întărită suspensie. Întărită râu. Mama lui, da, de meu. Ia vezi, ia vezi, ia vezi, ce nu se rușine, nu s-ar fi rușine, nici n-ai semnalizat. Cred că au întărit inclusiv arcul de la accelerație, că mă doare de mor. Mă doare degetul, am făcut, fac febră la el, să vezi ce mușcă, să am pe degetul ca mare. Îi dau lui Liliana, mă mor. N-am văzut deloc poliție pe aici, nici anul trecut, nici anul ăsta. Cei mai mulți sunt fără cască, chiar și pe motor, pe scooter, pe ATV. Bă, mă doare mâna de la accelerație, frate, mă doare mâna de la accelerație, nu mai pot. Alin, urăte, ai prins curaj acum, pe mulți pe acolo nu ți-ai nimic, uite ce gesticul acum. Oricum n-au zis voi nimic, noi vorbim ca proști. Am ajuns, fraților, să ne țineți pumii acum să recuperăm drona. Ia vedeți, dragii moșule, ce s-a întâmplat aici. S-a recuperat mega drona tineretului. Dănuțule! Uite pentru tine, Dănuț, bagă mâna aici. Bagă mâna la țățișoară. Așa-s pentru Dănuț. Pentru Dănuț, tată. Să te iei și tu o cuba libre. Nu, grig liber. Libre, libre, libre. Da, sunt super fericit, vă dați seama că sunt o gălăgie de bănuți aici. Și, na, sunt fericit. Toată lumea fericită că am găsit drona. Am ajuns pe plaja cu multe broaște, broaște, testoase. Cum se numește asta, mă? Vreau cineva ochelar roz? Da, vreau eu. Cum se numește plaja asta? Broasca? Aoleu, Dănuțule! Sunt la Gogu! Hai, Goguci, avem un șarpili aici. Și e de la de Grecia, fraților, e... E sub gunoi, ridică gunoiul că este sub. Sub șezut, da. Dai mare grijă. E acolo. Ha, mă, bă, Gogule, ce treacu ai, mă? Bă, serios, mă? L-a dus o pasăre, frate. Mamă, păi ăsta ne intră în casă, frate. Da. Când am zis de șarpe, am venit la Blue Caves. Blue Cave, de fapt. Am parcat măgarii acolo. Tare frumușane aici, am fost și anul trecut. Și sunt undeva la câte trepte, Dane? 2300 trepte, eu le-am făcut în doar 11 minute anul trecut. Să vedem anul acesta. Ce, vrei să râzi de la Reș? De ce? De ce? Are rău de înălțime. Stai, stai. Ah, da, Reș are rău de înălțime. Deci la Reș vreau să vă spun că suferă de o condiție rău la înălțime. Nu e gata. Deja îi tremură genunchii. Da, de acolo? De la ea. Haideți, dragilor. 2302 trepte. For real, da? E de minciuni, s-a luat. Haide. Nu poate fi mai awkward atât, spune tu. Nimic. Hai să arăt un view fenomenal. Ia. Da, în față așa. Ci că în anul 1903 plus,
Erau trei foci, frate. Erau trei foci care s-au aruncat aici în cap, frate. Erau capră. Avea trei iepurași. Dar hai să te uiți aici mai. Nu pot. Serios, hai să vezi niște cruci, vino cu a. Ce cruci, mă? Sunt cruci, frate, că s-au grăbit ăștia. A, bă, că nu e rău, mă, nu te mai. Bine, acolo e rău, acolo trebuie să ai că sunt pancarte peste tot. Ia uite, caracatamananul. Frumos. Și ăsta cine e? Ia uite pe ăștia. Ăștia suntem noi mâine. Pe Thunderstorm, ăștia suntem noi. Cu bărcuța de aia, de zici că mergi la furat de pește. Față de... Ăla ce e? Ăsta, uite, aici se are pe ecran. Ăsta e yacht. Ăla yacht. Al cui e important? Nu contează. Ăsta este... Ia să-mi cadă cheile de la el. Ăsta al cui e? Velier. Ăsta e velier. Velier. Și ăsta e? Catamaran. Cataramaran. Cataramanaca. Și nu sunt oi, că vi le arătam. Important este că nu sunt ale noastre. Nu sunt ale noastre, e foarte important. Și ăsta ce e? Mai e unul de departe. Ăla e tot velier. Este velier. Gata, le filmat ieri cu drumul. Bă, vrei una aspa cartan ceva, mă, cu ăsta, că parcă te-a luat cu leșin. Ia uite, sa, ce viu, tată. Pe aici erau oi, uitați așa pe versantul ăsta, uite așa. Era plin de oi anul trecut. Avem și noi o rezervare la masă, la cină, la Blue Caves acolo și voiam să vă mai povestesc așa puțin în timp în care vă și arăt ATV-ul ca lumea de afară. Prăfuit, vă dați seama. Băi, și cu ocazia asta au și Turareș. De unde am plecat noi astăzi? De la plajă, da? Cum se numește acolo? Nu mai știu. Nu mai știe să numește. Vreau să vă spun că era foarte stiff urcarea. Vă dați seama că așa e toată Grecia. A rămas cu ATV-ul pe loc. Nu știu ce le-au făcut fraților, că sunt la pământ cu puterea. Efectiv, aia înseamnă că foarte multă lume este tâmbă pe zona asta și, na, de fapt, îi vine toată lumea și omoră la ăsta. Omărau. Acum, nu mai acum. Și uite și titia cu care am venit în Grecia. Și cu care o să mergem acasă. M-a chemat lumea de urgență cu zoom-ul meu de pe Galaxy S24 Ultra să-mi arate ce, frate, unde dau zoom. Ce era? O focă. Nu, n-are cum să fie focă în Grecia, mă, frate. E urea urs, n-are cum. Acolo. Dar erau două. În apă? Da, mă, da, evident că în apă, că nu era un aer. Focă, mă, frate? Da, da. Da, bă, frate, pare delfin, da, ha. Doamne. Uite foca. Bă, foca. Ai ideea că foca mușcă pe bune, adică ce putea să ne iați un picior. Really, mă? Da, mă, da, mușcă. Ce? Da, mușcă foca, carnivor, da. Carnivor, ce am? Nu pot să cred. Ce? Doamne, prinde foca. Auzi, că la foca e carnivoră. Dar ce crezi, mănâncă pești? Frunze. Mănâncă pești de așa, așa, cu mâini și picioare. Am mai văzut-o? Nu știu, dar frate, da. Sunt oameni de acolo. Do you know how to salmon a foca? Salmon a foca? Ia. Yeah. Salmon a foca? Ia. Yeah. Foca. Nu, stai pichi. Murcasterile azi, astea, era să chem ambulanță. Las-o așa. Și asta e masa unde vom servi cina. Asta e viul. Ce scuze. Bă, foca, foca. Uite foca, bă. Da. Vede? Da, bă, da. Uite. Ia uite, mă, ce frumos e foca, bă. Da, bă, da. Ia vezi, bă, tată, și că e urs. Foca, bă. Bă, ce frumos, bă, frate. Ie, ie, ie. Da, bă. Dar vezi că-s două. Sunt două, păi, dar unde e cealaltă, mă rog? Nu știu. Păi stai jos în comentarii, cumva foca mușcă, că oamenii ăștia nu prea sunt sănătoși, sincer. Hello, guys! În ziua, nici nu mai știu care este, vreau să vă spun că am barcat acolo ATV-urile după ce am fost și am alimentat, pentru că eu nu am mai avut deloc benzină în el. Nu știu cum am mai ajuns până la benzinărie. Și ne pregătim, după cum vedeți, de intrat în apă. Ca să intri în apă asta, n-ai nicio șansă să intri desculț. Și am și făcut schimb de ATV-uri, vino puțin. L-am luat eu pe la portocaliu al lui Dan și Dan l-a luat pe la verde al meu și Dan are câteva cuvinte de spus. Pentru că este, nu glumește, este limitat foarte, foarte tare. Al tău are frâna de față pe pedală. Și frâna de spate este și sus la... Adică e cumva pe dos, da, mă rog. Nenea a luat unde le-am închiriat, nu știu ce le-a făcut, nu știu cu ea a dat bani, dar și-a bătut joc de ele. Se simte ca și cum ar avea 11 cai maxim și a luat Dan 12 cai. Dar când m-am uitat eu pe el, avea tot 11 cai. Pentru că n-am mâncat aseară, că trebuie și așa mai departe, mă rog. Ia uitați-vă la Rareș. Rareș! Hai să vedem cine recunoaște pe Dan din mulțimea asta de aici și hai să vă ajut puțin. Ia uite. Cine e, mă, băiatul ăla? Cine e, mă, fata aia? Așa, Dănuțule. Cred că e prima oară în viața lui când face ca noi ce este.
Hai să vă arăt norii ăștia periculoși. Ia uite, ia uitați-vă ce e acolo. Și ce înconjoară muntele ăla. Cum se mai numește mai aia de stânga? Kefalonia. Kefalonia. Kefalonic. Kefalonic. Adică ce faci, băi, Nic? Ce mai faci, Nicule? Așa arăt eu, cu mască. Arăt rău. Let's go. A început ploaia. Ne ascundem sub apă. Vine furtuna, vine ploaia. Fugiți, băi. Uite-l pe Dănuț. Oh my god. Hai să-i facem cu mâna. Dei, 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 firar mama lor de ATV-uri, dei. Mai bine pe off-road. Ce naiba drum e ăsta, bă, băgam iaș? Am găsit acest bakery. Și ne-am luat și noi de 10 euro, dacă știți ce vreau să zic. Așa de dimineață, ia uitați cu ce m-am încălțat. Din nou, dacă știți ce vreau să zic, dar așa este, în vacanță. Mergem în vacanță o săptămână, tragem la sală 3 ani. Eu editam vlogul pentru voi, vlogul ce a apărut deja pe YouTube, mă rog, vlogul cu Dan și la Nămoale, după vlogul de noapte. Și fetele ne-au trimis la magazin. Mamă, ce fericiți nu suntem, asta e. Punem căștile, safety first, știți ce zic. Hai. Două sticle de gin, frate. Doar apă plată. Doar apă plată. Două sticle, e ăla-i codul secret. Două sticle. Hai să luăm două sticle, ok? Let's go. Ia vedeți, fraților, aici. Hai să ne cerem noi scuze. Stați aici, viu. Stați bărcuțele astea. Care, de fapt, probabil sunt iacturi. Nu? Nu? Nu sunt. Dar arată, hai de cap de om. Ia uite-și pe Dănuț în față. Uite acolo, acolo vreau să mergem, frate. Ia uite cum arată, ia uite cum arată asta. Cred că doar cu funia ajunge acolo, sau un not. Un not de aici de sus. Se chinuie să facă rezervările pentru bac, ci că nu avem loc. Mai stăm o zi. Mai stăm o zi cu 0 nopți. Tati mea, mi-e foame, tati mea. Foame de bacon? Ia, ce faci aici, tati mea? Îți dă tati un pic de salam, îți dă pizza. Îți pizza? Faci pizza? Nu, fac paste. Da, dar tot paste. Acolo. Deci cu pastele astea îți face pizza, îți face blatul. Ce bine arată, ce bine miroase. Nițică pauză cu Pepsi, iar acum ne pregătim să mergem la cel mai... Pensi restaurant, te-am închis. Lete Sunset Bar. Aici, asta voiam să vă arătăm. Nu știu cât de bine mă auziți. Tot așa e o umbră corectă. Unde-l pun și-o dăm? Am loc acolo? Așa, băi, tată, băi. Echipa veselă în V-Class. Am fost să lăsăm răgăliile și suntem tare bucurești pentru treaba asta. Dar abia așteptăm să ajungem în țară la ceva delimitat, la ceva care trage, frânează, semnalizează și toate cele. Dan este în schimb mordă supărat. Ce? Pentru că va trebui să mai cumpere un ATV când ajungem în țară. Vă explicăm mai multe mâine. Este ceasul 6 dimineața, mergem către Bac. Da, nici n-a răsărit soarele. Și noi ne punem la drum, ca să nu pierdem bacul, că... V-o ne așteaptă. Mai avem de dus câteva băgăjele. Auziți, fraților, foca. Și gândiți-vă că s-a auzit după Ghevalonia. E o focă mare. Ia uite-o. S-a ajuns la ferry. Sau e tot același ferry. E același ferry.
De asta îți dai seama după nu, spatele ăsta. Zici? Ia-l, păi uitați-vă sus care e acoperit. Dar mă, păi și al cu ăsta, frate, asta e altceva. Incredibil. Incredibil. Ia uite, bă, cineva așa la TV-ul. Și aici ar arezim că nu mai știu ce zici. Stânga. Aici facem stânga. Hey guys, ne ia panica pentru că vine un alt vapor și o să ne zgâduim rău de tot. Îl avem și pe Rareș acolo, care Rareș este panicat în mod general. Ia uite-l. Ia uite-l. Maa. Și-a plecat. Fiți atenți aici. Deci cu acel ferry ne-am dus noi și cu ăsta plecăm. Vi l-am arătat? Uitați, fix pe acesta am plecat noi către Zakynthos. Și am stat și am simțit shine like a bracket in the sky. Se vede soare la tine, ochelari, nu mișca, nu mișca. Ia uite soarele, fraților, ia uite. Shine bright like a diamond in the glass. Merge legal băiatul ăsta? Aolo, aolo. What's that, brother? Asta a fost călătoria noastră din Grecia. Sper că v-a plăcut. Îmi pare foarte rău că nu ne-am dat mai mult cu ATB-urile, dar v-am spus și ați văzut pe vlog de altfel că au fost foarte, foarte limitate. Nu vă faceți griji. Urmează un ATB vlog mai aparte, slavă Domnului. O zi în care am cam dat în ATB-ul meu, l-am umplut de nămol. Dar vă rog, vă las cu vanul ăsta aici în timp ce despachetam toate bagajele, vă dați seama ce energie mai aveam noi. Într-un final am ajuns în patul meu acasă, m-am reapucat de sală pentru că am mâncat foarte, foarte prost în Grecia și... Uulu, ia uite luna asta, bă, ia uite luna asta, bă. Mă rog, până data viitoare aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine. V-am pupat!